Ne cerem scuze pentru acest scurt moment publicitar, dar trebuie să știți că înainte să vă achiziționați o mașină, este bine să vizitați site-ul www.carvertical.com pentru a verifica dacă mașina dumneavoastră a fost lovită, răsturnată, inundată, incendiată și așa mai departe. Nu e nimic rău că mașinile sunt accidentate și reparate corect, dar măcar să știți să plătiți o sumă cât mai aproape de adevăr. Bine ați venit la Techstar Autocross Challenge, un nou episod, un nou invitat. În primă fază vreau să le mulțumesc partenerilor fără de care acest challenge nu ar fi putut fi făcut, filmat și posibil. Îi avem pe prietenii noștri de la Techstar, sponsor principal, după care sunt partenerii OMV, Motul, TCM Tuning, băieții aia cu cai putere, cu softuri, cu dyno, cu tot ce vă trebuie să vă faceți mașinile mai performante. Și, nu în ultimul rând, Luca Customs, care ne ajută cu colantări și folii și tot ce ne trebuie. În acest episod îl avem invitat pe distinsul Bogdan Mirică. Aș vrea să zic, dar nu zic, nu știu de ce îmi vine. Da, veniți, veniți, domnul, vă salut, domnul Mirică Bogdan, care este aici alături de noi. Și eu sunt foarte onorat. Aș vrea, nu știu de ce îmi vine să zic, realizator al emisiunii La volan. Nu ești realizator. Nu ești, nu? Ești doar prezentator. Și semi-realizator. Semi. Da. Semi. Adică sunteți mai mulți în echipă. Da, da, suntem mai mulți. Suntem o echipă de doi oameni. Doi. Întotdeauna doi. Echipele pornesc de la doi, știi? Mă, pare mai multă producție acolo. Pare... Asta l-a luat bani de la Motul, da, da, da. Nu știu, trebuie să ai o discuție cu el. Eu o să vorbesc, dar nu răspunde nimeni. Așa. Bun, formatul emisiunii, așa cum le-am spus și oamenilor de în fiecare episod și invitaților, este ca oamenii să vină cu mașina lor, cu care merg zi de zi pe stradă. Am venit. Tu chiar ai venit. Până acum am avut... G63, da? Și să deschid și ușile. Bombă. Da? Bun, deci o luăm cu noi? Da, asta eu iau lui Traian, că e albastră și îi place. Exact. E viața lui. Așa. Mașina din dotare este un Golf. Da. Așa? Da. Ce putea? Păi puteam să vin cu altă mașină dacă puteai tu să vii cu... vrei, da, să mă dai corect cu capul de pereți. A, deci Golf? Tu fiind prezentator al emisiunii, de cât timp ești prezentator la... 2014, deci se fac 8 ani. Mamă, mulți înainte. Da, nu știu dacă... adică sper ajută, să fii ok. Ajută asta, singurarea asta întotdeauna ajută. Bun, mergi cu un Golf, ceea ce e o decizie foarte bună din punctul meu de vedere, Volkswagen Golf. Ca ai și tu Golf, nu că... Cam și eu Golf și că îmi place și că am avut bani de top din clasa medie. Adică zi-mi o mașină mai bună sau o marcă mai bună din clasa medie, zi-mi. A venit mașinistul Peugeot 308. Niciodată, niciodată, niciodată. Băi, punctuali, bă, toți, bă, n-am, numai cuvinte de laudă. Bun, haideți să ne pregătim să intrăm în mașină, să intrăm în cursă. Avem două tururi de recunoaștere ale circuitului, după care patru cronometrate, că ne-a ce dat Georgia programul peste cap. Ce ți-am zis eu să mă întreb de mașină? A, da, mi-ai zis să te întreb de ce ți-ai pus numărul ăsta de matriculare. De ce? Păi, mi-am pus numărul ăsta de matriculare pentru că ce sfidare mai mare poate exista pentru un Renault 2, adică o mașină electrică, okay, decât un tu Golf 1.6 TDI care nu scoate fum, că nu scoate. E la cu toate la zi. Dar ce sfidare mai asta mare poate? Da, jur. Eu nu pot să te... Bapă, cu asta te gândi la, da, Renault 2 când... Da. Și bă, bine, mai mergeam încet și toată lumea zicea Zoe fi bărbată și atunci mi-a zis, bă, hai că-mi pun Zoe. E bun. Da. Noi avem un Golf GTI de 110 cai, mai au mai rămas. Păi mai mulți decât pe ăsta, așa că... Doar 90, merge foarte tare, tracțiunea față pe macadam, e, te pune la lucru, nu te lasă deloc să stai relaxat. O să vezi, avem anvelope de macadam, avem suspensie, avem scaune sport, volan, centuri, tobe, curse. Intrăm curse, în da, modul de cursă, fii atent. Îmi dai și cască? Îți dau și cască, îți dau și atât, și cagulă, îți dau, și la valieră îți dau. Am spun și valieră întrebări, Schimbăm, frate, ca să vezi că recuzit avem și poți pune și întrebări în timpul mersului. Și dacă nu răspund? Faci ce vrei, nu-ți fac nimic. Hai să ne trage echipăm. Frâna de mână. Nu ține. Claxon avem? Nu. A, păi... Dacă rămânem în șanț, rămânem acolo. Dacă poziția e ok. Da? Da?
Deci nu trebuie mai în față scaunul, mai în spate, e ok, stai bine. Nu, mergem în dreapta doar. Știu, mergem în dreapta doar. Măcar să plec de pe loc, dacă pleci de pe loc, nu ne facem probleme. Eu trebuie să spun la daliera, asta e problema. Deci. Da, mai e un ghiozdan la acolo de pus. La daliera am pus-o. Vin și... Ok. Excuse. Excuse moi. Excuse. Așa că am și eu de pus. Să-mi închizi geamul ăsta, te rog. Da, da, nu glumesc. Încă o dată. Geamuri electrice, bă, băiat. Stai, mă, electrice, dar am doi timp. E cu... da. Înțeles. Bun, e ok. Hai să vedem. Bun, 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 bun. Ai grijă cu fetele la start să nu te influențeze, să nu ți atragă atenția. Da. Ne uităm pe traseu, da? Deci poți să, putem să mergem, de aici vom lua startul, dar noi avem două ture de, da, de acomodare, că, da? Da, eu nu pot să rămân aici? Tu poți să rămâi aici, bineînțeles. Dăm un timp la mișto, depinde câți bani dai, știi? Ah. Și dau două minute, un minut, o să zic așa, cum un minut, ești rebun, nu se poate. Bă, Mirica e foarte rapid. Deci mergi carusel, frumos, așa să te țină, vezi? Te ține frumos pe viraj, vezi? Și aici apac din nou, ai grijă, ai grijă. Ai grijuță, da? Aici mare grijă să nu ieșim pe iarbă, pentru că dacă ieșim prea tare, 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 prea tare. Ne-am oprit unde trebuia, ești nebun lângă tecla. Eu ți-am zis că ești prea tare și suntem în turul de încălzire, adică știi ce zic? Nici măcar n-am... Am înțeles, da, acum am înțeles de ce fuge spatele, dar de ce fuge spatele. Pentru că ți-a intrat roata pe iarbă. Am înțeles. Și nu e ok, înțelegi? Bun. Ai ce? Abia începusem și eu. Aici, pe ieșirea din viraj, vezi că te duci foarte mult în exterior, nu-ți interiorul virajului. Și ne va încurca iarăși. Ne va încurca, ne va pune piedică cum ar veni. Ne va pune piedică cum ar veni, da. Bun, stai să găsesc cronometrul. Stai, mă, ce faci? Ah, mă, păi de-abia începusem, ești nebun. Păi asta a fost de încălzire. Fame, n-am înțeles nimic, să moară. Băi, deci când îți zic că mergi prea tare, mergi mai încet, că intri prea tare în viraje. Da? N-am înțeles nimic! Bine, când ești tu pregătit, ture, dă-i niște ture un pic. 1, 2, 3 și... Mai țin, lasă, mai țin. Ok, e ok. Hai, e ok. Cursiv! Mai bine intri mai încet în viraje și ieși mai tare, așa să spune, decât da? Să pierdem timp să luăm zi. Să o luăm de-a laptul, să băgăm interiorul, așa din interior, ușor că sare aici, ușor, 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 ușor. Nu uita de frână, avem și frână, Mirica. Avem și frână! Frână, 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 frână. Cu Mirica mi-e frică, băi, vă spun. Da, e ok, ține interior. Ca mama, nu ne grăbim, nu ne grăbim. Ba da, ne grăbim, nu, 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 nu de atât de tare. Aici? Dacă mergi cursiv și nu faci penalizări, îți garantez că timpul o să fie ok. Nu e panică. Asta e o viteză de deplasare foarte corectă. Înțelegi? E mai bine așa decât să tragi după aia să te răsucești. Trage frâna de mână. Ține interiorul da. Aici. Ține mai, ține, mai ia din interior. Atât e perfect, bravo. Avem un tur, mai avem 3. Eu încerc să ajung și la întrebările tale. La un moment dat. Bun, dacă vrei, ai luat un jalon, ai 5 secunde pe penalizare. Nu am luat niciun jalon! Ai luat, că l-am văzut eu. Nu te mai mică! Ai luat un jalon, ai 5 secunde! 5 secunde! Să bă, se vadă! Animal, l-ai luat? Ți-l arăt acum în turul ăsta, să vezi. L-ai luat cu roata dreapta, spate! Mercedes sau BMW, pune frână, frână, frână! Mercedes sau BMW, te întreb, întreabă Audi. Oamenii. Audi, ok? Întreabă. 2 plus 2 ori 2. 2 plus 2 egal cu 4. Ori 2. 8. Bun. Cum ți-ai descoperit pasiunea pentru mașini? Frâna? N-am descoperit-o eu, am descoperit ea pe mine. Ok, făceai presa auto și te-au pus oamenii, ține interior aici, și te-au pus oamenii să prezinti și o emisiune sau? Da, asta făcea. Aveam prea ultim liber, uite jalonul, ai văzut că l-ai dărâmat, da? Am dărâmat pe camea și picioarele. Da? Așa? N-avem voie să înjurăm, vorbiți frumos, vorba aia. Vezi că tu acolo te mai apropii de un jalon. Ai mare grijă. Mare cu grijă. Cu penalizările ține interiorul sare, aici ai grijă un pic. Așa, adică în momentul care dăm cu botul aderent, ai mai scăzut. Frână, 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 frână. Dar lasă-mă, mă, să frânesc prea eu! Frânesc prea târziu! Lasă, frânesc târziu! Au, am dat cu capul în roll cage.
Bun. Dacă nu ai mai face emisiune auto, ce ai face ca să fie bă sufletul tău? Ai plimbat în barca toată viața? Ești parcangiu, adică? Vezi, 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 mult puterioși, l-ai simțit că fuge! L-ai simțit, te-am zis, interior! Deci te-ai plimbat cu barca? Aș plimbat cu barca toată viața? Da? Și mai ajuns o casă la cald, că aici la noi e prea frig. E prea frig aici, iarna, zici? Hai, mă, că iernile sunt acum din ce în ce mai ok, ai văzut că... Da. Nu e panică, vezi că ai un timp foarte bun, ai grijă să nu ratezi pe aici, că ăsta e ultimul tur. Ultimul! Frâne! Frâne, că ne prăpădim să moară! Doamne, ce mi-a trebuit mie să fac emisiune? Băi! Stai, mă! Mergi prea tare! Stai, că merge bine! Băi, nu fii de bun! Lasă murim azi! Plină bătrânețe! Băi! Eu vreau, îmi doresc să vezi că ești pe iarbă, mirică-ță. Am văzut. Capul meu, doamne. Cine? Băi, ține interiorul. Cine m-a pus pe mine, mă, să fac emisiunea asta aici? Nu vrei? Gata, s-a terminat. Nu mi s-a oprit motorul, ești nebun? Nu. Facem cooling-le. Tur de răcire. Acum poți să mergi pe iarbă ca să nu intre praf în mașină. Hai de capul meu. Fai de capul și de zilele mele. Mai vrei, nu? Da, să-mi te încălzi, nu? Celălalt. Ăla din față. Așa. Mai, tu mai vroiam, ești nebun. Mai vroiai, nu? Da, mă, știu ce zici. Problema este că... Din experiență... Problema este că a venit mașinistul și mă dă afară. Să zic, aici problema este că oamenii merg din ce în ce mai repede. Înțelegi? Și dacă noi făceam 10 tururi, existau riscuri mari că mergi în ce în ce mai repede, capeți încredere. Așa e la Formula 1, îți dai seama. Că nu ieși afară. Exact, în 50 de tururi ai văzut tot. Oamenii la Formula 1 fac asta ca job. Da. Și făcând asta ca job, poți să o faci, să înveți tehnic foarte bine și să fii acolo. Și au și asigurare medicală de aia bună. Crezi că au? Băi, mi-a rămas piciorul, gata. Am înfipt piciorul atât de tare încât mi-a rămas acolo. Deci așa cum mi s-a suflat din public, te ajut. Să simte continuarea, frate. Să simte... Cel mai bine stă așa, nu? Ești... Vorba aia, țiplă. Aș putea să intru la știri seara la domnul Prelipcean, așa? Ai putea cere. Nu e nicio problemă. Asta a fost haos în mașină. N-a fost haos. Pentru mine a fost haos, îmi pare rău. Asta eu, e. Transpirat. Am transpirat de toți banii. Am transpirat și eu la buric. Și tu ai transpirat. Ce înseamnă când transpir la buric? Ai avut emoții pe virajele alea. La buric am avut toate emoțiile, mie mi se strâng la buric aici. A fost bună tura. Mai bun decât Giurgia. Timpul, dar nu vi-l spun. Iar e încurcat. I-am încurcat, nu? Mai bun decât bratul, da, i-am încurcat chiar și eu, da, e nebun. Nu înțeleg, băieții ăștia au ceva al lor specific, cu numele și cu fețele și cu... În sfârșit. E bine așa, ne bucurăm că, sau ce puțin eu sunt singurul care cred că mă bucur că am scăpat în viață. Și că mai sens, era o zi bună să murim astăzi. Era soare, cald, era frumos, 25 de grade. Vă mulțumesc că ați stat alături de noi. Sper că v-ați conectat cu lumea curselor pe Macadam. Mirica clar s-a conectat, ar mai fi vrut, dar atâta s-a putut. A fost conexiune scurtă, s-a luat semnalul la un moment dat. Taie că vorba aia, știi? Intră publicitatea. Mulțumesc partenerilor fără de care nu s-ar fi putut face acest challenge. Acesta a fost episodul. Vă mulțumim, share, like și subscribe. Atât de simplu. Și să se uite sâmbătă la 12:30 la emisiunea La Volan. Și vă uitați. Dacă nu sunteți acasă la grătar. Ești concurent cu George și Bratu, cum ar veni? Suntem colegi. Nu colegi? Dar ei când au, la ce oră? Nu știu. Super speed. Bun, ăsta a fost.